8 autoturisme au fost vandalizate în această dimineață pe strada Pietriș din municipiul Zalău. Polițiștii au fost la fața locului pentru a identifica autorii. Deocamdată nu se știe despre cine este vorba, dar se presupune că sunt persoane care locuiesc în această zonă. Autorii au vopsit mașinile cu spray alb, cu mesaje obscene și politice. Proprietarii autoturismelor au fost revoltați și cred că mașinile au fost alese intenționat, nu aleator. Dar deocamdată nu au făcut plângere la poliție. În cursul zilei, aceștia se pot deplasa la poliția Zalău pentru a formula plângerea. Cu soluție de geamuri și ajutați de vecinii mai norocoși, proprietarii mașinilor au început să își curețe autoturismele. Ușile unui bloc au fost murdărite cu mesaje asemănătoare ca cele lăsate pe autoturisme. Oamenii susțin că în locul unde au fost parcate mașinile nu merge iluminatul stradal și e beznă. Dar acolo, ați văzut acolo sus? Am văzut că sunt. Cam... Oh, dar nu știu cât e pe acolo. Plus că mai este încă una, uitați acolo, scrie. 8? Nu sunt mai multe. 8 și o ușă de bloc. Da, și o ușă de bloc. Și toate sunt cum... Credeți că are legătură cu campania, ca asta spuneți? Nu, aia, campania, am zis așa... Așa, în ghilimele. Are legătură că, deci... Ăștia nu cred că străini de zonă. Pentru că și la cine a scris pe mașină, a scris. La una, Javră. A, deci... Din unde ești acu' e mașină, da? Da, vă cunosc. Cunosc oamenii proprietarii de mașini. E foarte interesant. Aia tot acolo a fost, pe aia da, n-a scris nimic. Păi s-a scris. Parcă le-au ales intenționat. A norocul că merge. Dar cine credeți că v-a distrus Sincer, mașina? Sincer, nu știu. Eu zic că nu-mi dau seama. Cine nu are ocupație? Chiar nu știu ce să vă spun. Da, ați văzut că nu pe toate, parcă le-au ales intenționat. Cred că după culoare se vadă mai bine. Aveți vreo mașină pe aici? No, nu aveți? No. Cu ce dați acolo? Cu șpirț sau? Nu, cu soluție de geamuri. Doamna zicea că merge, prima care a experimentat. Bos Băsescu... Ce-o scris aici? Poliție, nu știu ce vreau să scrie. Da, doamna, numărul... A, uite ce... Da, iluminatul funcționează aici? Nu. Nu? E o săptămână și ceva numai. Aici sună la 112. Bună ziua! Bună ziua! Cine credeți că... Dar de unde să știu? Nu aveți nici cea mai mică idee, așa-i? Da. Să fug de la servici pentru chestii de astea. Da, sperați că o să-i prindă cei de la poliție. Mă îndoiesc. Credeți că sunt din zona? Nu știu, nu am idee. Nu insistați că n-am idee. Dar e vopsea, nu e spray din ăla.